La viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, Partidul Aur dorește să obțină cel puțin 12 mandate. Ieri a avut loc la Iași prezentarea candidaților la alegerile europarlamentare. Criteriile care au stat la baza stabilirii listei au fost studiile de absolvire, limbile străine vorbite fluent și acțiunile la care participă pentru a apăra interesele României și ale românilor. Anul viitor va fi unul provocator pentru toate partidele, motiv pentru care Aur a decis să-i prezinte pe cei 45 de candidați la alegerile europarlamentare. Noi am fost pe primul loc în Moldova și am fost surpriza alegerilor din decembrie 2020. Acum cred că vom fi pe primul loc pentru că este o regiune din care provin, este o regiune aflată în subdezvoltare, e o regiune sărăcită, e o regiune batjocorită care are nevoie de dreptate. Trimitem în Parlamentul European oameni care ne fac cinste, apărători ai patriei române. Candidații speră că vor reuși să obțină cât mai multe locuri în Parlamentul European. Misiunea noastră, și eu sunt unul dintre candidați, misiunea noastră la Bruxelles este aceea de a schimba în bine poziția României în Uniunea Europeană și în lume, printr-o implicare mai profundă și mai puternică, din perspectiva interesului național. Interesul nostru național este întoarcerea la normalitate. Candidatul de la Iași este Silviu Gurlui, profesor de fizică la UAIC. Avem o șansă să deschidem România și să arătăm ce putem să dezvoltăm aici în țară, să ne recâștigăm respectul în Europa, să valorificăm cu succes și cu eficiență maximă valorile naționale, infrastructura și potențialul național, astfel încât tot mai mulți tineri să poată să rămână în țară, să aibă prima șansă aici în țară. Cristian Terheș este afiliat grupului conservatorilor și reformiștilor Europei din Parlamentul European și la alegerile viitoare va deschide liste. În momentul de față, ceea ce asistăm, exact ceea ce ați deschis și dumneavoastră, chestiunea cu prețurile, chestiunea cu ceea ce se întâmplă la granițe, faptul că nu mai avem astăzi o clasă politică și lideri politici care să apere interesul României, pune în dificultate și chiar ne amenință tot ceea ce înseamnă suveranitatea României. Dacă stăm și privim, facem o perspectivă istorică, o să vedem că acest proiect european, început după al doilea război mondial, n-a fost gândit ca un sistem federalist care să înlocuiască statele Uniunii Europene, ci, de fapt, să vină în ajutorul lor. Ori la ce asistăm astăzi, mai ales de când actuala președintă a Comisiei Europene a preluat fâriile Uniunii Europene, această Ursula von der Leyen, cum îi spun eu, o mincinoasă efectiv, a ajuns ca tot ce chestiuni ce țin de suveranitate, de prosperitate, de demnitate, inclusiv în cazul României, să fie profund viciate, cum se întâmplă și în momentul de... Candidații sunt de părere că actualii europarlamentari nu și-au făcut treaba pentru a apăra interesele României. Multe lucruri pe care le-ar fi putut face, de exemplu, o colaborare permanentă cu organele birocratice sau politice, cum vreți să le spuneți, din intern, pentru a vedea cum anume ne afectează politicile economice și cum putem să utilizăm aceste politici economice în favoarea noastră. La eveniment au participat membrii AUR din tot județul.